14 mai 2024 și azi am câteva lucrări de grad 0, adică trebuie făcute, vrei nu vrei, și anume încep cu coloniile de unde am scos reginele, au fost scoase afară reginele și au rămas bocili, să zic așa. Își fac tot felul de boci. Are și de roire. Iată, aici este o colonie mică. Atâta i-am lăsat după ce i-am scos regina afară. Deci asta a intrat în friguri pe rame puțină. Și acum tot ce fac este să caut bocile respective și să le elimin. Voi putea elimina bocile fără nicio problemă. Aici are rama cu mâncare, rama cu miere. Aș putea să o extrag. Le mai las un pic, nu știu câte zile, dar le mai las și caut bot, ca să zic așa. Să văd ce bot ce are. Aceasta a fost o ramă construită de această familie de albine. O să-i scot botca de roire și aduc botca mea. La câtă miere e, văd că aș putea să scot rama aceea cu mâncare. Nu e nicio problemă. Colonia este liniștită fiindcă are botcă. Are botcă și în această situație nu are nicio problemă cu să fie agitată. Și prima botcă pe care o văd. Are mai multe, iată ce mari sunt. Bun. Le identific. Are mai multe. E bine. Acestea vor fi distruse, să văd pe câte rame are astfel de boci. Fiindcă voi scutura ramele respective să le pot elimina bine de tot acele boci, să nu îi le las. Așa, are și aici. Deci pe astea 3 rame are. Ramele care au plecat cu matca de aici le-am curățat de botcă. Dacă vrei să ții câteva zile o astfel de colonie, o lași în pace cu bocile ei și când ai timp și vremea îi permite, atunci le cureți de bocile care te deranjează și aduci botca ta. Așa cum voi proceda și eu aici. Bun. Deci astea 3 rame trebuie curățate de boci, să nu aibă niciuna. Doar că voi face și ceva mai aparte azi. O să recoltez un pic de lăptișor de la aceste rame.
Așa. Un scutur. Scuturi pentru a identifica toate bocile prezente. Așa. Acum am pregătesc eu aici, am un borcan, un borcanel. Și o lingură de lăptișor. Și pe cât se poate voi recolta lăptișorul, de unde este, da? Sau cât este, s-ar putea să nu fie foarte mult. Văd larva, elimin larva și cu această lingură colectez lăptișorul. E o muncă mai aparte. Lăptișorul îmi trebuie pentru următoarea lucrare. Deci așa colectez eu lăptișorul, ăsta o stric. Elimin larva. Și adun lăpticul. Iată ce bine se vede, nu? Deci așa. Adun, iată aici este mai mult. Este, cum să zic eu, migălos, dar acest lăptișor eu o să-l diluez cu apă și o să tamponez ușor bocile care le dau la crescut, la starter. Deci este o muncă, să zic așa, și asta destul de migăloasă. Iată de aici, cât am pus larva. Iată. Și pun frumos în borcan. Bun, deci asta e toată lucrarea. După ce adun o cantitate bună de lăptișor, am doi stupi de la care voi face acest lucru, două colonii, după aceea mă duc și le aduc bocile pentru a se împerechea în aceste colonii. Bun. Aici m-am uitat bine, cred că am adunat tot. La fel procedez și cu următoarea ramă. Nu am de ce să mai lungesc filmul, deci cam asta procedez la coloniile acestea. Adun lăptișor și fac mai departe. Deci o muncă mai migăloasă. Cam atât. Până data viitoare, numai bine!